am să plătesc impozite pe 650.000 de euro, am zis, bă, hai că o lăsăm pe altă dată, mâncați-și, că nu, lasă iubirea acum, că nu mai pot să mă concentrez de la iubire, că mă înțeapă inima. Că știi, bă, i-am zis și eu, vorbesc serios, când e vorba de bani, mâncați-și gurata. Vă dați seama că nu mai puteam să mă concentrez nici atât aici, nebun, că când i-am auzit pe ăștia câți bani am să le dau sau toate cele, în fine, calculat eronat. Miercuri, mâncați-și gurata. Acum ce zic, da, poate un cac fi calculat eronat la stres. Da. Așteptăm să calculeze și la mine, vedem. Deci soția vloggerului de tech, doamna CEO la trei companii. Sustenabilitatea a devenit un stil de viață pentru mine și familia mea în ultimii 7 ani. Plastic Free July este o mișcare și are tot fel de postări din astea despre plastic și nu știu ce. Deci doamna vloggeriță de tech are asta cu reciclatul, cu sustenabilitate, cum și amândoi sunt așa. Amândoi sunt așa pentru că nimeni nu le zice. Ați luat bani la Nespresso, un din top 3 poluatori din lume. Atunci nu era sfiesc pe sustenabilitate și când spui din ultimii 7 ani, nu, ai luat bani până anul trecut de la Nespresso, taci din gură cu sustenabilitatea. Dar asta este că nimeni, noi suntem cu prea mult bun simț, nu-i spune nimeni, taci din gură. Lasă-ne cu sustenabilitatea că nu e așa. Și vlogurile, cu schimbăm softul de țară, cu nu știu ce, cu deci are niște podcasturi din astea în care vorbește despre, invită tot felul de oameni, cum vor să schimbe. În aceea situație, este fix aceea situație. Noi vrem să schimbăm țara, dar fără să ne schimbăm noi. Noi nu vrem să ne schimbăm. Conduci tu civilizat? Nu, eu vreau să conduc ca un bombardier. Parcă ești tu civilizat? Nu, că eu nu pot să merg 300 de metri pe jos. Marcă ești tu publicitatea? Nu, că nu, lasă așa, că și asta, deci, cum vrei tu să schimbi țara dacă în primul rând nu te schimbi pe tine? A, dacă te-ai schimba, ai murit de foame? A, de-aia nu vrei să te schimbi. Deci tu vrei să faci bani în continuare în timp ce pretinzi că ești pe sustenabilitate și pe chestii și pe nu știu ce. Știi, nu, pentru că singurul sau morbid de puțini care îi bat obrazul că bă, taci din gură, că nu e cazul, nu ești pe sustenabilitate, taci din gură, sunt eu, e fair și poate încă 2-3, restul, da, ești pe sustenabilitate, da, George, cum zici tu, sigur, George, da, a ta e mașina ta, mașina aia parcată acolo în mijlocul drumului, a ta e mașina aia parcată acolo la gard, să nu poată să treacă oamenii, da, ok, bine, hai, dar vrei să schimbi țara, nu, da. Asta cu vrum am discutat-o, da, mai râdem o dată. Deci omul și-a luat reptul pentru... Că în momentul în care le ai, îți dai seama că ai nevoie de ele. De ce? Pentru că nu poți să urci mașină. Imens ce? Sincer, când am văzut mașina, avem cu reducere 20% la orice raport sau poți să folosești codul VROOM pentru aceeași reducere de 20%. Din lateral avem overfender-le astea foarte mari, ce o fac foarte masivă. Vorbim despre un prag imens ce? Sincer, când am văzut mașina, m-am gândit, fii atent, primul lucru pe care ce-l facem, îl dăm jos. Pentru că mașina arată mult mai slim, fără praguri. Asta până în momentul în care le ai. Că în momentul în care le ai, îți dai seama că ai nevoie de ele. De ce? Pentru că nu poți să urci în mașină fără ele. Adică cel puțin SEV nu are posibilitate, la fel și Petre, nu poate să urce în mașină fără praguri. Și mai tare, la coborâre, dacă nu ai praguri, o să freci în permanență scaunul și o să-l... You cannot make this shit up. Deci se arată o mașină în care tu și cu restul echipei tăi nu vă puteți sui în ea fără praguri? Atât deștepți sunteți? De la vrum ar trebui să iei exemplu. Ce exemplu? Să fac content, să mă mut în Cosmopolis, să fac content cu Gami și cu Zbir? Da, oamenii și-au mașină pentru vizualizare. Ah, ok. Ai văzut ce a zis Cadar ultima dată de marcarea publicității? N-am văzut. Da, ok, a fost vreun băiatul ăsta, Beldia, a fost ok. A zis că da, ok, înțeleg. Știi, un fel de... Haina Ceușan avea o reclamă de făcut cu Coca-Cola, toată lumea spune că ideea asta cu dopul e stupidă, dar dacă au venit banii, facem și reclama asta. Și pe care mașină fără centură, deci asta sponsorizează cola. Ce mi-a avut chestia asta foarte tare cu Andreea Bostănică, care a zis, deci lumea a râs de ea că a luat 4 la BAC și ea are 5,3 milioane pe TikTok și a zis, da, ok, nu mă pasionează BAC-ul. L-am luat, aia e. Știi, dar și mi s-a părut așa de amuzant că s-a pișat pe oameni când a zis, ce treabă cu BAC-ul. Eu rămân în continuare cu apartamentele. Voi
Și a fost o chestie asta așa de, așa de, așa de stupid din partea ei, când a început să zică că a, voi merge și învățați asta, s-ați proșuri. Și pe care am fost la contabil sau la ANAF și ăia sunt oameni care au luat 9 și 10 la BAC, nu 7 ca mine. Doamne, așa de stupid și așa, pe de altă parte e o copiliță. E o copiliță care na. Adică ce e de menționat și de înțeles este că copiii ăștia n-au simțul moralității sau ei n-au concepte de genul ăsta. Ei sunt, trebuie să facem bani. Păi da, dar trebuie să facem bani etic, trebuie să fim cât de cât de bun. Nu mă interesează, bani să fie. Da, a fost distractivă. Dacă nu știți, recomand. Uitați-vă așa să vedeți la ce se uită noua generație. Pe TikTok. Aici un video cu publicul Dorian. Deci Dorian dansând la Boost-ul gol pentru fetițe de 10-12 ani. Uite-le. Uitați-vă și voi. Asta e publicul lui Dorian. Uite. Ia uite-i. Copilași. Asta le promovează păcănele, Ray University, Academia Milionarilor, Amanet și așa mai departe. Asta le promovează, nu altora. Asta le promovează. Mi-a plăcut, Alina Ceușan are o campanie cu Vichy și nu vreau să zic că tenul ei e praf, dar tenul ei e praf, pentru că toate cosmeticile pe fața ei. Așa e când bași toate cosmeticile pe fața ta, la un moment dat tenul o să fie praf și o să vedem peste un an, doi, când o să înceapă să meargă și mai jos decât, și mai jos cu like-urile decât e acum, o să înceapă că vai de mine că am probleme cu tenul, că nu știu ce, că cârmă, atunci o să vedeți cum începe plânsul, o să vedeți. Și sunt niște comentarii la postarea asta cu Vichy, Doamne, deci este, și este bine, postarea ei este la fel ca cealaltă. Cea mai bună cremă îmi face cel mai bine la ten și comentariile sunt, ești plină de coșuri, nu-ți face deloc bine la ten, se vede, etc. Dar ce poate să facă, ce poate să zică? Ăla banii și aia este. Dar nu știu, adică ăștia de la Vichy ar trebui să uite, bă, de ce-s comentariile astea aici? De ce? Adică, ok, nu le șterge, dar de ce sunt comentarii, de ce lasă lumea comentarii în care te fac un fel și chip? Morodan a ieșit cu niște declarații din astea cu să plângă că vai de mine că o să fac aici un jurnal cu starea mea psihică, cu este așa de oribil, este pur și simplu oribil, și pentru că a băgat complet sub preș. Și bă, parcă avea un magazin cu niște cu chestii luate în jumbo. Eu? Nu. Bă, tu parcă te photoshopai să parcă ai 1,80 m și picioare subțiri. Eu? Nu. No. Nu, no, așa ceva nu există. Deci pur și simplu a băgat sub preș tot personajul de contestă digitală și toate mizerile pe care le-a făcut până la faza cu oprit un trafic, le-a băgat sub preș. Și acum, da, să vă fie milă de mine că fac și eu chestii, că nu știu ce. Deci a băgat sub preș, toate alea nu există. Și acum, da. Oribil. Fata asta de la insula ispitelor a forjat, cred că, 3 din astea de păcănele. Deci când este insula Inspitro, are story din astea cu joacă gratis aici, în care forjează păcănele. Aici a băgat în ziua Super și cu Ioana Grama story din alea cu cel mai bun colț, cu cel mai spectaculos corner, cu nu știu ce. Și sunt oameni ăștia de la activă, spun, bă, zici tu, te distrezi la colțul ăsta, nu zice cu ei cel mai tare corner, că e stupid, adică... Dar... Cum dă bine? Și e același lucru. Cu ce te-ai îmbrăcat, Marcel? Păi mi-am luat un tricou negru, mai e un negru și pantaloni negri. Tu? Cizme negre, negru. Perfect, super. Pentru o zi călduroasă este super negru. Revolut sunt fomii și continuă să forjeze cu fă-ți cont, nu mai. Toți românii care voiau să-și facă cont pe Revolut și-au făcut cont. Nu mai e loc de creștere. Și mai ales publicul Dorian l-ați văzut mai devreme. Publicul Dorian n-are vârsta necesară să-și facă cont pe Revolut. Asta e Jake Paul, care e roș royal. Îi face reclamă la ceva mizerie de joc. Fomică, tată, fomică. Cu boxul, cu nu știu ce, dar fomică mare. Și la el.
Mergem și noi în, în vizită la fabrică. Ok, mergem, dar adică e penibil să te pui tu acolo la asta, să pretinzi tu că faci tu chestii. E penibil, părerea mea, părerea mea. Dar cine să le zică? Cine să le zică? N-are cine să le zică. Și el a fost la Parlamentul European și a ținut un discurs despre nimic, adică... Da, Shelly, spune Shelly. De ce nu-ți marchezi reclama, Shelly? Spune. Spune Shelly. Am eu chestii de spus. Spune cum ești pe educație, Shelly. Spune cum ești pe educație și în același timp nu te dai jos din mașină. Spune Shelly. N-are ce Shelly să spună nimic despre... Shelly nu poate spune nimic despre nimic. Că e un băiat deștept, face bani, dar... Asta este outfit-ul de festival. Băi, Cezara, nu știu, părerea mea este că, dacă nu știți pe Cezara Cristescu, e fata din dreapta, părerea mea este că este fica cuiva și de-aia a împins-o în față, de-aia are 600 de pentru că n-are niciun talent, evident, niciun nimic, 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 nimic. Pur și simplu e prietenă cu toți și părerea mea este că e prietenă cu toți pentru că e, adică e foarte enervantă. M-am uitat la chestia aia cu Bass House, e foarte enervantă ca persoană. Părerea mea este că este fica cuiva și de-aia a ajuns să aibă așa. Și cealaltă este... Bă, Lore Vusână și la fel. Niciun fashion sense, niciun nimic, nimic, nimic. Cum o să ne îmbrăcăm la festival? A, la sutien. A, super. Super. Zice ceva aici de Lenghel. M-am uitat aseară la Fire, că s-a uitat la el la... Așa, Lenghel, nu știu. Ori Ardelean Airian. La, mă rog. Bănățean, ce este el. Adică prea... sincer, ai niște chestii care am impresia că le face la memă. Deci ori trolează, ori trolează pentru comentarii, adică așteaptă, spune niște prostii, tocmai ca să vină lumea să, să lase comentarii, ori este atât de aerian. Nu-mi dau să, sincer, nu-mi dau să. Nu-mi dau să încă din list. Are niște chestii care le spune așa, care par, dar pe de altă parte, uitându-mă pe Reddit, la cât de aerian sunt unii oameni de acolo și Lenghel fiind cam tot... Poate am impresia că e și el tot IT-ist ceva. Adică e posibil să fie chiar așa de detașat de orice. Și a zis Fire, bine. Adică în loc să stea jumătate de oră să-și facă un research, să nu mai preferă să-și strice vacanța. Adică am impresia că Lenghel se enervează constant în vacanțe. Adică se duce și eu nu vreau să mă uit la nimeni cum folosește metrou, că eu mă uit pe pereți și filmez și după care când ies să-l folosesc, nu știu cum se folosește. Eu nu vreau să merg, să mă uit pe unde merg și pe care, de ce am așa. Și faza alea cu mâncat, nevermind, am văzut niște chestii mâncat prin Asia și se uita la un moment dat, era o coadă la un restaurant și zic, no, aici e coadă, aici, no, nici nu cred să mănâncă bine aici unde e coadă, o să mă duc în altă parte. Și am mâncat prost. Asta e o chestie care mă râche pe suflet. Știi? Colaborarea asta cu Pervol. Dacă oamenii de la Pervol ar fi avut o urmă de creier, s-ar fi uitat pe conținutul Valerii înainte. O zi, două, trei. Să vadă când Valerii forjează haine și călătorește constant. Valerii n-are nimic de a face cu sustenabilitatea. Absolut nimic. Valerii conduce un tractor diesel. Valerii face constant reclamă la haine, Valerii călătorește constant. Deci n-are nici în clin, nici în mânecă și Valerii face reclamă la cele mai ieftine haine. Adică oricine vine la ea cu reclamă, Valerii bagă, nu contează ce este. Deci, știi, și pe aia să vii, domne, că Valerii ne-a arătat câștigat asta că este timpul să ne privim dincolo de moda trecătoare și să luăm în considerare impactul pe termen lung al risipei de haine. Fix Valerii. Și toată Valerii se căsătorește. Se căsătorește băiatul ăsta, nu știu, ori a zis ea, ori când se zisem că este gay, dar who cares, poate l-a convins. Și sunt împreună într-o relație și o duce acasă în Moldova să o ceară de nevastă. Sper să rămână acolo, să mai vină înapoi. Sincer, poate pune una pe o carte de gramatică. Și tot ea într-o reclamă la UET. Dacă vă vine să credeți, UET are în continuare reclamă. Adică oamenii de la UET, după ce 2 ani de zile au băgat o cărță, au scufundat o cărță de bani în campanie cu influencer cu zero impact, mai bagă în continuare. Mai bagă în continuare. Oameni care n-au idee despre asta, doar să prefacă beau. Aia e.
Da, campaniile pe sustenabilitate sunt false pentru că sunt făcute cu oameni care n-au nicio treabă. Știi că vezi, călătorim, reclamă la haine, la haine ieftine, reclamă la haine ieftine, reclamă la haine ieftine. Cu ea este momentul să facem o reclamă pe sustenabilitate. Bă, dar nu vă uitați? Nu vă uitați două zile că a făcut reclamă numai la mizerii? A, nu, nu. Cu ea este momentul să... La fel și cu... Și cu mine, hai că mi-o pun în cap acum. Și cu treaba la bani la fel. Jumbo, Pepco, H&M, Pervol. Nu. Nu se pup. Nu se pup. Toate hainele ieftine nu se pupă cu Pervol. Da, deci cam asta a fost cu Influencer Fan. Ne-am distrat. Ne-am distrat. Super. Super. A fost super. Da, aia cu Dorian atât de opărit, Doamne, cu strada și... Adică, știi, e, adică l-a opărit. S-a opărit cu... pentru că avea dreptate. Dacă n-avea dreptate și eu și Fire, nu s-o opărea așa de tare. Dar s-a opărit pentru că știi că am dreptate și pentru că... Râcă e. Dorian, n-ai... Câte mașini ai? 3. A. Câte garaje ai? 1. Ok. Restul mașinilor le țin aruncate pe strada aia unde n-am asfalt. A. Bine, bravo, tutorial. Ești minunat.